Astăzi, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită la data de 8 martie pe tot globul. Astfel, în cursul zilei de astăzi, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chiril, împreună cu echipa PSD Pătulele, reprezentantă prin candidatul la funcția de primar al comunei Mihai Mărgulescu, alături de colegul său Răzvan Clonțotă, au transmis cele mai călduroase gânduri femeilor din localitățile Pătulele și Viașu. Ziua Femeii, marcată în toată lumea pe 8 martie, serbează curajul și puterea celor care au jucat un rol extraordinar în societate. Astfel, în cursul zilei de astăzi, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chiril, împreună cu colegii săi din cadrul PSD Pătulele, reprezentată prin candidatul la funcția de primar al comunei Mihai Mărgulescu, alături de colegul său Răzvan Clonțotă, le-au dăruit azi doamnelor și domnișoarelor o floare alături de cele mai bune gânduri și urări de sănătate, bucurie și zile însorite. Ca în fiecare an, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chiril, a ieșit pe stradă împreună cu colegii săi socialdemocrați pentru a oferi flori doamnelor cu ocazia zilei de 8 martie. Parlamentarul le-a urat femeilor cele mai frumoase gânduri să iubească și să fie iubite. Astăzi am fost alături de colegii mei din PSD Pătulele, de domnul candidat PSD Mihai Mărgulescu și prietenul nostru Răzvan Clonțotă, și am urat gândurile cele mai frumoase doamnelor din această comunitate. Le urez în continuare să aibă primăvară frumoasă, să poartă în suflet mereu, să fie fericite, să iubească și să fie iubite la rândul dumnealor. Totodată pot spune că colegii noștri din PSD au fost foarte bine primiți de către cetățeni, toată lumea i-a încurajat și le-a urat ca să ajungă pe posturi dorite și, bineînțeles, am văzut foarte mulți susținători din rândul cetățenilor pentru funcția de candidat a domnului Mărgulescu. Sunt importante astfel de acțiuni? Cred că sunt cele mai importante și să nu uităm niciodată că doamnele care dau naștere tuturor dintre noi sunt cele mai importante în societatea noastră. Și să nu uităm niciodată să fim alături de cetățeni și în aceste momente. Socialdemocrații au fost foarte bine primiți de către cetățeni, care le-au comunicat mai multe neajunsuri și probleme ale comunității, pe care să le aibă în vedere pentru viitorul mandat de primar al colegului Mihai Mărgulescu. Foarte bun. E frumos? Frumos, frumos. E important să ducem tradiția mai departe? Da, da, da. Da, e foarte frumos. Deci este binevenit. E binevenit și foarte frumos. Tânărul candidat la funcția de primar, Mihai Mărgulescu, cu ocazia acestei zile foarte importante pentru doamne și domnișoare, le-a oferit flori, dar și o urare de bine. Cu ocazia zilei de 8 martie, împreună cu prietenul meu, Răzvan Clonțotă, și domnul deputat Alin Chirilă, le urăm tuturor doamnelor din comuna Pătulele un sincer la mulți ani și toate cele bune. De asemenea, Răzvan Clonțotă, membru al organizației PSD Pătulele, a dorit să le ureze femeilor cele mai calde gânduri, urări de sănătate și fericire, cu speranța că această acțiune să le aducă zâmbetul pe buze. Azi, împreună cu prietenul meu, Mihai Mărgulescu, candidat la primăria Pătulele din partea partidului PSD, și cu deputatul Alin Chirilă, am dorit să facem doamnele din comună să se simtă speciale. La mulți ani, doamnelor! Cetățenii comunei Pătulele s-au bucurat auzind că vor începe asfaltările în zonă. Vorbim despre drumul județean 564, tronson ce începe de la intersecția cu drumul județean 56A, care leagă localitățile Nicolae Bălcescu și Pătulele, până la Căminul Cultural din Pătulele. Și de asemenea, încă un tronson de drum de la ieșire din Pătulele până la intrarea în satul Dânceu. Toate aceste proiecte fiind implementate de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acesta dorind ca toți locuitorii zonei să beneficieze de cele mai bune condiții de trai.